Ca să vorbim de munca asta atipică, ca să vorbim despre model european sau din altă parte care ne-ar conveni, în primul rând ar trebui ca această muncă să aibă și reprezentanți. Ori după cum am văzut, ideea e că autoritățile române nu prea vorbesc cu reprezentanți din zona independentă sau își inventează ei niște reprezentanți ai zonei independente, după cum le convine. Deci, unul la mână, ideal ar fi să existe reprezentanți din zona asta, să fie lăsați să se asocieze cumva, adică să modificare de legislație. Doi, dacă vrem model, eu cred că modelul cel mai simplu ar fi o plată foarte clară pentru munca prestată, făcută de angajator. Doi, această asociere prin care oamenii știu ce să ceară pentru ei, cât să poată lupta cu manageriatul, patronatul, cum vrem să-i spunem. Și trei, acum vorbesc puțin mai utopic, cred până la urmă că intrarea asta în câmpul muncii ar trebui să nu mai fie atât de diferențiată, pentru că ea în modul real nu mai e atât de diferențiată. Nu mai sunt mari diferențe între salariat și foarte mulți lucrători de muncă atipică. Nu prea mai sunt diferențe. Noi trebuie să găsim noi reglementări pentru o situație mult schimbată față de acum 20-30 de ani. Un semn bun și rău în același timp e că începe să sufere toată zona salarială, toată zona de salariați și angajați începe să sufere de boli artistice. Adică încep să-și piardă din drepturi pentru că de fapt nu mai au forță de negociere în fața angajatorului, în fața statului. De ce este un semn bun? Pentru că în felul ăsta începe să înțeleagă un lucrător, nu știu, din zona industrială, începe să înțeleagă problemele din zona asta atipică culturală, de exemplu, dar și invers. Pentru că în zonele astea culturale se lucrează mult cu ambiții, nu de cele mai multe ori acoperite și de realități. Talentul nu ține de foame și asta trebuie să învețe și artiștii. Deci dacă e să dăm o notă de optimism, e că s-ar putea realiza, din cauza acestor presiuni incredibile pe piața muncii, s-ar putea totuși realiza un minim discurs de solidaritate între diverse categorii de lucrători foarte diferite altfel. Deci un minim discurs de solidaritate care, cum spuneam, trebuie să înceapă de la dreptul la sănătate, dreptul la educație, dreptul la niște chestiuni minimale pe care trebuie să le ai ca muncitor, până la urmă, ca angajat.